Bună ziua! Astăzi ne-am gândit, eu trec direct la subiect, ne-am gândit să facem niște gogoși, că așa, vă spun și de ce. Am luat o smântână de la Kaufland și nu, zic e smântână, dar am văzut eu pe-i prețul mai, așa, mai puțin. Ia că tu. Și zici că iaurt. Nici decât, dar nu-i stricată. Îi bate așa spre acru, deci nu e o smântână cum știm noi că trebuie să fie. Și atunci a zis, lasă că o pun în aluat și mere treaba. Deci dacă aveți o smântână mai care nu vă convine de ea, așa faceți. Puneți-o în aluat, că în aluat mere treaba. Acum cantitatea chiar nu știu să vă spun. Că nu o pun toată, Doamne fie. Mai las din ea. Ia ca așa. Uite așa. Și aici vă arăt. Și să vedeți ce fac. Ca să o pun să se încălzească, că dacă fac cu drojdie trebuie să fie cald. Pun apă din asta. Deci, în loc de lapte, ia să vadă, fetele astea care, uite așa, deci așa poți să o încălzești. Și am pus un pic de apă. Apă minerală, spune. Apă minerală, da, apă minerală. Păi spune. Hai să mai pun un pic, așa, nu mult. Și acum o încălzesc și acolo pun și zahărul, stai că pun și zahărul acum. Și zahărelul. Da, zahărelul numai. Cred că e în ăla care se macină, macinare. Dar nu-i bai, că ăsta pot să pun. Că sunt. Aici câte linguri, Doamne, să fie? Uh-huh. Asta e, dacă sunt trei linguri, cred că. Hai să numărăm. O lingură, două, trei și patru. Fie patru, dar nu prea. Cinci, șase, să fie cât de cât dulce, șapte. Șapte linguri de zahăr. Punem aici, așa. Asta e pentru aluatul care se face, ca să fie aluatul dulce. Am aici și un pic de zahăr vanilat, pudră. Și nu m-am uitat să văd mai este altul, dacă nu mai am cântus, da, egal. Faci altul pudră. Dar ai mașină, nu? De măcinat. A, da, mi-am mânțat. Nu, așa. Și să vedeți ce bunătate îmi face noi de aici. Să pun și ulei. Ca să nu pun un soare. A. Știi? Da. Uite, mami, îți aduce o ce floare. M-a adus o floare, fata mea, vedeți? Da, hai. Pun 5 linguri, ca bătrâna. 5 linguri de ulei. Una, două, trei, patru, cinci. Să vedeți ce gogoș o să ia până aici. Ceva trebuie să iasă, că nu se poate. Și mă, ce faci? Le încălzim. Încălzești? Să punem la aluat. Deci am făcut un aluat acum minunat. Nu-i musai numai gogoși să iasă de aici, dar... Ce? Dar eu nu, că vrei să fac coardă? Nu vrei. Nu vreau. Ai făcut nu de mult. Da.
Poate fac cornulețe. Vrei cornulețe? Ama, ce vrei să faci? Gogoșuri, cornulețe? Eu chiar m-am gândit că de mult n-am făcut gogoș. Nu, atunci gogoș să fie. Gogoș să fie. Și le mânci așa simpli. Bine, și așa. Ok. Simpli, nu? Dacă vrei, eu fac cornulețe. Și nu, mai pun ceva în ele. Stai să întreb și pe Daci. Daci, vreau să fac gogoș sau cornulețe. Cum vrei? Fac. Dar prima dată fac aluatul ca să se ridice. Ce vrei, cornulețe sau gogoș? Niciuna, nici alta. Am pus-o la congelator. Deja pus. Iasă gogoș. N-ai văzut? Să văd de cald. Da. Că nu trebuie să fie cald, are. Mami. Da. Ok. E cald? Nu. E cald. Acum, ce face Natalia? Natalia scoate ușile din țâțâni. Și zice, tată, sunt jumătate am pus de kilogram. Zice, tată, sunt Natalia, dar am și fluieră. Mm-hmm. Acum trecem la drojdie. Stai că tot îi spart aici drojdia, nu-i așa? Păi nu, stai, că o rându-i. Asta mare să sfărâmă. Asta mare. Da, o arăt, să o vadă lumea. E proaspătă, uitați aici, e proaspătă. Arată bine drojdia. Numai atât îi spartă și eu vreau acum să fac cumva așa. Așa, nici nu trebuie mai mult. 50 de grame. Ar veni. Un cubuleț din ăla mic. Un cubuleț. Da. Eu nu prea iau cubuleț din ăla mic, că unul din ăla nici nu știu cât e, un leu sau 2 lei. Și asta e 3 lei. Da. No, și atunci mai bine iau asta. Da. Sau să nu mint. 3 lei sau 4 lei, cât e, Angie? Cred că 4 lei. Să nu mint. Dar știu că nu merită să iei pe cală. Uh-huh. Am uitat să pun și un nou două. Păi pune. Două. Pune și un nou și două. Și unul și doi. Și atunci frământ. Și ia cafea. Da. Na. Ce pui eu la mare? Unul mare și doi din ăștia mici. Sau să nu iau al lui Natalia, să mai poate că mai omint când le vede așa mici, atunci mai servește și ea câte unul fiert. Dar nu prea vrea, nu vrea nici ouă și ficat la fel, nu vrea. Am pus cu totul. Alții nu pune, numai gălbănușul. Și eu altă dată pun numai gălbănușul. Dar acum am vorbit și n-am fost atentă. O căzut acolo o coajă și nu știu cum o-i luau eu. Nu, lasă că-i calciu. Nu. Cine mănâncă? E calciu. O bucățică o căsut, dar uite, da, las că când... Când frământ, poate o găsești. Da, uite. Da. Că e mică, într-o caz, nu? Mm. Sare am uitat să pun. Punem acum. Pune și un pic și de sare. Imediat. Și, na. Am găsit-o. Nu am găsit. Nu.
Of. Așa, fac aluatul ăsta și până eu fac mâncare, pregătesc tot și ăsta se ridică și facem noi ceva de aici. Acum eu fac așa ca să dizolv toată drojdia. Trebuia gogoșarul ca să mă pregătesc să-l pun, dar l-ați văzut acolo în coș. Nu s-o copt de ieri până astăzi, nu. Ieri sau la ieri când l-am luat, Angel, la altă ieri. Nu s-o copt, încă mai trebuie. Și nu-l pun până nu e așa cum trebuie. Deci pui sare? Da, da. Okay. Pun sare, numai dar aveam luat-o că văd că de aceea nu pus oțetul care am luat să pun pe gogoșar. L-am pus înaintea lui sare. Și sare, așa cum știu eu. O linguriță. Un praf. Da. Așa, și sarea. Păi eu am pus aici smântână prea multe, nu știu, iasă mai mult gogoșa, cred că gogoș. Cred că merge tot kilogramul. Până la urmă, acum n-am încotro, îl pun tot. Dacă l-am încălzit cu uloi, cu toate alea. Nu mai dăm înapoi. Da, mai trebuie făină cu... Normal. Că trebuie. Da, ce bine miroase. Nu știu dacă mă credeți, dar miroase foarte bine. Exact cum se zice ca la țară, miroase a lapteacu. Pe bune. Lapteacu miroase. Să-mi fac eu loc aici, că nu mi-e și eu la pelenele. Așa. Vezi ce fain să bate. Foarte fain a ieșit. Super. De-astea mi-a luat chiar pericol de fain și atunci îmi pare rău să fac numai gogoș, nu știu ce ieșit de aici. Vom vedea noi. Dacă n-ar fi pus zahăr, puteam să mânc și eu una. Una măcar. Dar așa, nu o să-mi servez niciuna. Asta e... Ce să facem? Am mai trecut eu până aștia. Să știți că de... Că ce e, ce frunză. De vreo 13 ani îs diabetică. Și un pahar de suc, de orice fel de suc sau ceva dulce, sau o prăjitură, sau cremă, sau ceva, nu am servit. Și dacă nu e Angie aici și fac cremă pentru tort și trebuie să guști un pic, să vezi dacă e sărat, adică dulce, dacă mai trebuie zahăr. Și ce fac? Iau gust, văd că mai trebuie sau nu mai trebuie, arunc din gură și îmi clătăr gura, sincer. Că acum n-are rost să mă laud cu asta.
Așa fac. Deci mă abțin de la dulciuri și nu. Dar nici înainte de a avea diabet, eu nu eram chiar așa, nu că nu făceam, da? Nu eram eu chiar așa după dulce, dar nu știu de ce am făcut. În familia mea nimeni nu a avut. Nici mama, nici bunica, nici tata. Am mulțumim Domnului pentru tăte. Trebuie să-i mulțumim și de bine și de rău. Da. Asta e și fain aluatul. Foarte fain. Mm-hmm. Foarte fain. Super. Chiar îmi pare rău să fac bugoș. Vezi dacă e făină bună. Și făină și să știi că aici e smântână. Da. Nu? Smântână și un pic de apă din asta. Și un pic de ulei. Deci n-are cum să nu iasă bine. Dar n-aș fi făcut eu aluatul ăsta, sincer, dar am făcut că ce să fac o smântână asta? Uh-huh. Gata, numai să mai strâng de aici făina asta și gata. Deci e un aluat super. Chiar e foarte fain aluatul. Ar merge un cozonac. Deci, așa un aluat bun este acum, că ar fi bun și nucă și... Am și nucă, am și rahat. Am tot ce vrei. Dar dacă nu vreți, treaba voastră. Dar cred că fac eu cornulețe. Dacă e până acolo. Că și cocoș și cornul. Auzi, am ulei din ăla care miroase lămâie. Nu pun un pic de ulei aici, că chiar mere, deci pune. Acum cât. Pune. Dar nu știu unde l-am pus. Nu-i jos. Acolo uleiuri. Nu. Mi s-a terminat uleiul meu de sămânță de struguri și am fost la Kaufland. Și am căutat după uleiul ăla, n-am găsit și am luat ăsta. Așa că l-am văzut că acum pun un pic așa. Cred că e fain. Nu știu. N-am mai folosit. Și când l-am luat, chiar l-am luat, m-am gândit. Zic că ăsta e fain să pun în aluat, că miroase a lămâie. Oh, ce fain miroase. Nu. Foarte fain. Super. Asta e acum o surpriză pentru Daci și pentru soțul când vede că fac plăcintă. N-am avut de când așa ceva. N-a fost în meniu. Da. Așa. Deci. Fetelor, când aveți o smântână, când aveți un iaurt, care e tot aruncat acolo pe frigider câte 2-3 zile, faceți gogoș, faceți un aluat și vedeți voi ce faceți cu el. Și cam atât. Faceți la familie o bucurie.
Cine nu se bucură să mânce o felie de ceva? Ia-ca așa. Și acum îl pun să se ridice și până atunci eu fac treaba mea cu mâncarea, cu ce trebuie să fac. Pui tu prost o bangi, că e o miz murdară. Îmi pune tu acum, dar nu... Păi... Dar nu are nimic dacă îl murdărești. Oricum se murdărește de pâine. Dar nu vreau să-l murdăresc. A, așa. Și nici nu o să se murdărească. Știu, dar nu-i pâine permit. Oricum e. Știi? Uite așa. Eu mi-s de modă veche, nu prea folosesc șervețele de hârtie. Eu am prosopelele mele. Ia ca așa. Și da. Acum las într-o parte. Și se ridică el. Și zi somn ușor. Noapte bună. Pentru gogoș. Pentru gogoș. Fac aici că e mult, merge da. Mult. Un ulei mai mult, dar ce face. Da. Și atunci fac aici. Deci dintr-un kilogram de făină vă arăt cât mai am. Atât. Deci am intrat un kilogram de făină. Și nu s-o prins, cum o zis Angie, că mi le murdărește prosoapele. Păi eu am spus că nu se prinde. Și uitați ce a luat. Ce fain. Păcat de el că fac gogoș. Nu, fă și din alea. Ce? Cornulețe, nu. Dacă pe zici cum? Că păcat, nu. Cum să mai fac dacă zici că să nu fac? Cum? Nu fac. Dar dacă vrei să fac cornulețe pe atunci, nu mai fac gogoș. Nu, bine, fac gogoș atunci. Și le fac așa mari. Să mă scap, știi? Dar haide să vedeți cum se face gogoș, numai să se scape. Numai să vă scăpați. Stai, stai prima dată să fac aici, repun. E, ok. Să fac curat. Deci vă arătăm gogoș cum să vă scăpați mai repede de ele. Da. Sincer, eu așa sunt foarte sinceră. Ce să stau eu atât acolo pe să le prăjesc? Da, țac, pac și gata imediat. Da. Aluatul e foarte fain și miroase frumos. Să știți. Dacă vă spun, Dumnezeu știe că vă spun adevărul. Bunica mea, când făcea fasole, făcea fasole uscată, ori o făcea cu zamă, ori o făcea bătută, slăită, cum se zice pe la noi, și atunci nu o interesa să fie design. Lua cuțitul, tăia pătrățele, fac așa mari. Așa făcea și bunica mea înainte. Și o imediat ce... Așa o făcut și ea ce înainte. Da. Gogoșii și le tăia și în mijloc. Da. Știi? Le tăia așa în triunghi și după aia le tăia în mijloc. Uite mai așa. Mai țin minte. Acum trebuia asta să-l pun în făină. Făină. Și chiar asta fac. Thank you.
O să iasă niște gogoși super. Gogoșele. Dar eu, de ce crezi că am adus paharul ăsta așa numai? Ce crezi tu că fac eu cu ăsta? Păi da. Păi da, dar nu știu, spune. Spune că, păi da, nu știu. Știu eu. A, e nu, prea mare. Nu, e prea mare. Îți trebuie unul mai micuțel. Unul mai mic. Mai mic îți trebuie, da. Să faci ca alea care îi place la Natalia, donuts. Da, da. Donuts vrei să faci. Oh, ce o să-i placă la Natalia. Îi fac surpriză. Trebuie să apeși mai mult. Stai că nu l-am pus în făină. Aha. Știi? Da, da. Bine, aluatul eu puteam să fac mai vârtos, dar n-am vrut. Știți? Uite așa. Tată și ea, Natalia. E, și din astea micuții. Da. E, ce fain. Tată și ea, din astea, cum zice ea, cum le-ai zis? Donuts. Roz, salbaștri, nu stai că te aranjez eu. Da, da, tu le faci numai așa simple, știi? Și nu pun din alea pe ele. Păi da. Nu lasă, că eu am din alea. Da. Care pun pe tort, știi? Da. Ok. Asta am cam zăpăcit-o. Nu lasă, nu e problemă. Stai. Pot să pun ulei, dar nu vreau. Pot să pun ulei ca să nu fie așa, știi? Da. Dar nu vreau. Vreau așa. Da, la Natalia îi place foarte mult alea donuts. Să vezi, să vedem cum reacționează. Deși că de jucat, este așa frumos, de jucat mă pot juca. Asta e o joacă. Da? Stai, să nu te prinzi. Și ia ca așa. Stai să nu greșesc. Păi vezi să nu greșești. Sper că nu. Vedeți ce face o bunică pentru copii, pentru nepoți. Și așa cu bucurie le fac, cu plăcere. Da, așa-s bunicile. Și nu știu dacă mă credeți, când am avut eu copii, nu m-am ocupat așa tare de ei, nu că nu m-am departe de mine. Dar atunci tot repede, repede să termin tot. Acum le fac cu plăcere, fără repede, repede. Cred că e destul. Câte le fac? Toate le fac așa. Cum vrei? Fă-le așa pe toate. Toate? Da. Ok. Și te-ai scăpat. Astăzi am vorbit cu fiica mea care e căsătorită după neamț în Germania și o zis că pe sfârșitul octombrie să-i ajute Dumnezeu, nu cumva să nu o lase la graniță, nu știu. O zis că vine și nepoata mea e foarte frumoasă. Are 18 ani. O punem și pe ea să facă. Dar nu cred că vine, nici n-am întrebat. Da? Cred că nu vine ea, că ea-i cu școala. A, da, ea-i cu școala. Și astăzi când am sunat-o, zic că
Păi ea o cheamă Melinda. Și i-am pus numele și Anca. M-a plăcut de la clasa întâia, de la abecedar. Anca era Mara, eu știu cum mai erau nume așa. Și m-a plăcut Anca, Ancuța. Și Anca am strigat-o și așa a rămas, dar ea e Melinda. Și Melinda, mă spun cum a ajuns să o cheme și Melinda. Casa asta unde locuiesc eu acum, s-a vândut o mobilă, un dormitor. Și am venit aici cu o bunică mea să-și cumpere mobila aia. Și aici era o unguroaică în casa asta. Și eu o chemat pe fiica sa Melinda, dar era foarte frumoasă. Și eram însărcinată de vreo 7 luni și atunci nu știai ce o fi, băiat sau fată. Vrei să spun că prea să prăjești? Da, să te uiți la ulei. Da. Ai văzut că am știut. Și o zis, na, dacă ne-ți dăm bănat, mai zic și maică. Și-o zis câtă mine, auzi, maică, dacă o să fie fată, să-i pun numele Melinda, că e foarte nume frumos, și uite ce frumoasă fată. Și așa a ajuns ea să fie Melinda. Că am făcut, cum o zis, bunică mea, pe placul ei. Și a zis câtă ea, no, astăzi, aia am vrut să spun, când am vorbit cu fiica mea, zic că te-ai auzit și tu ai fost frumoasă, da, nepoata mea, asta de 18 ani, te-o am trecut. Uite, na, cum să intru eu aici? Cum să mă pun eu să fac bobor? Cred că e prea tare. Da, dar mai încet. Așa. S-o prea rumenit, acum tot. S-o prea rumenite așa. Da. S-o prea rumenit, acum au fost prea tare și... Da. Dar nu o să greșesc eu tot așa. Da. Dar este alții care le plac așa tare, dar eu nu le vreau așa tare. Cum se zice, Paștea le-a luat focul. Da. Se mai întâmplă, dar nu-i problemă. Ok, mai ai? Mai am un pic. Un pichițel. Și gata, nu? Da. Cum, deci tot vreau să povestesc că am o nepoată foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și Natalia e frumoasă, și Alisa e frumoasă, dar cred că fata mea o cheamă Denisa. Cred că Denisa le-o întrecut pe toate amândouă. De ce face acolo acum? Și acolo, să stie și ea. Așa. Și faci minciunele? I-am zis Denisa. Știi care sunt alea minciunele? Da. O zis o doamnă să faci și din alea. Aștia cine știe cum o fi? Pune-le separat. Separat, uite aici le pun, până le pun pe... Așa. Și o să le caut. Da, pune-le separat, astea. Și le-a luat focul. Denisa, ești foarte frumoasă. Și ea o zis câtă mine, mulțumesc, cred că seamăn pe bunica. N-ai văzut? Da. N-ai văzut? Da, mă lau de-o sigură. Așa. Cred că acum o să iasă. Da, acum o să iasă. Nu le mai afup așa tare, știi? E mai bine. Sigur că da. Și mai facem și așa să se umple. Uite așa, făcea mama mea așa,
punea și un pic de ulei deasupra, așa, și atunci ele așa se ridicau în sus, dar acum aici uleiul prea încet, dar nu-i mai, mai bine așa. Mai bine, da. Uite, vezi ce frumos. Ia să vedem aici. Uitați ce bine. Wow, ce fain a ieșit. Că sun. Deci ori ieșit, nu? Da. Am zis că trebuie să iasă. Nu prea îmi place în cel ghean de pun. Am unul mai fain. Mai de design. Mai de design. Trebuia un mai un pahar din ăla mai subțire. Da, da, ci. Da, da, ci. Ah, ok. Stai că-i dau de naște să mânci. Ce fain a ieșit aia. Așa, uitați aici. Ce frumoase sunt și astea au mai rămas. Și vă dau cuvântul meu că astea are bucătate. Nu știu ce iasă de aici, dar ceva iasă. Păi alea ce au rămas, cum le-ai tăiat, știi? Le-am pus una cu alta și... Dar nu, ba, joc, Doamne, de parte de mine. Da, da, era ta. Ei, copușii, Natalia. Ce frumos a ieșit, Natalia, micuțe. Asta era Natalia, care o aruncat. Da. Uleiul ăla care miroasă lămâie, crede-mă că miroasă toată camera de uleiul ăla. Foarte bun uleiul ăla. Am pus și o lămâie, n-ai pus în aluat. Am pus, am pus în aluat, dar miroasă așa de tare. E ulei de lămâie, de coș probabil de lămâie, cine știe. Nu, uite, vezi ce-am făcut eu? Uite ce fain a ieșit. Dar astea sunt mai faine. Uite ce pufoase și ce fain au ieșit. Uite, vezi ce fain a ieșit așa asta? Da. Vezi? Să faceți gogoș și câinele lângă picior la voi, să vezi ce bine. Este care au mâțele. Lângă ele la picioare. Stai liniștită. Nu mai au plecat. Au plecat. Lăsă. Acum iar n-ai făcut bine. Am pus să trebuie să mă. Trebuie să vedem. Uite ce frumos a ieșit. Bravo! Yeah. Și-am terminat! S-au prăjit foarte bine, dar de-aia nici n-am pus zahăr ca să vedeți că nu-s mai arse. Le facem cu zahăr. Așa. Și acum punem și astea. Gogoșelele. Și după aia mai punem zahăr.
Așa. Cred că e suficient atâta. Mai am de pus, dar nu mai pun. Astea sunt mai urâte. Da. Astea urâte cine le vrea. Păi. Așa. Și aceasta este realizarea mea. Și acum nu vă las. A noastră, a noastră. Și acum nu vă las așa, vă arăt una. Uite asta. Să vedeți că e bine pătruns. Nu-i să fie necoaptă. Da, arată bine. Mai arăt una. Uite asta care zici că îi aproape nu-i coaptă. Arată bine înăuntru, coapte, spufoase. Vedeți? Și un gust, wow. Super. Super. E un aluat minunat. Da. Dacă faceți, nu o să vă pară rău, că o ieși bine. Atât am avut de spus. Faceți și voi, încercați. Se poate pune dulceață. Când avea frică că nu rămâne numai cu zahărul ăsta, nu cred. O să pună ei. Sau Nutella, sau... Ce vreți. Ce vreți. Puteți să puneți deasupra și poftă bună. Domnul să vă binecuvinteze pe toată lumea cine s-a uitat și pe toată lumea să binecuvinteze Tatăl Ceresc. Vă doresc numai bine. Pacea Domnului. Vedeți cum i-a luat ăsta? Zici că e numai pături. Ui. Foarte, foarte fain. Super. Arată foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Deci, o să o prăjit bine, tot e ok. Foarte bine. Deja și aștia arse, care am crezut că le-au luat focul, uite. Înăuntru superbe. Și astea, vedeți? Da. Și ea-i arsă, dar n-are nimic. N-are nimic. Faceți că nu o să vă pară rău. Aștia nu mai vi le arăt. Ei, cucușelele mici. De așa astea sunt minunate. Da. Nu mai le rup, că poate îi place la Natalia, aștia zic eu. Nu știu acum. Dar parcă o văd de dimineață cum își ia și mâncă. Parcă o văd. Fă bun.